Leul moldovenesc crește în raport cu dolarul american, dar scade față de moneda unică europeană. Așadar, pentru 10 iunie, BNM a stabilit un curs de 20 de lei și 40 de bani pentru un euro, adică cu 4 bani mai mare decât astăzi. Un dolar american va costa luni 18 lei și 11 bani, respectiv va scădea cu un ban față de prețul stabilit pentru vineri, sâmbătă și duminică. Astăzi, băncile comerciale cumpărau 100 de dolari în medie cu 1820 de lei și îi vindeau cu 1825 de lei, iar 100 de euro erau cumpărați de bănci cu 2045 de lei și erau vânduți cu 2050 de lei.